După ani întregi de nepăsare, zona din jurul unor entități economice importante pentru Drobeta Turnu Severin, fosta fabrică de lapte și fosta fabrică de pâine, este în plin proces de reabilitare. Primarul municipiului, Marius Creciu, a dat start lucrărilor de modernizare, ce vor cuprinde și o mare parte din suprafața parcului gărzilor patriotice. În 3 zile o să turnăm și ultimul strat, o să fie gata și trotuarele și intrările la proprietăți. Și în parc? Parcă știu că avem ceva în față. În partea din față avem niște trotuare, partea din față către bulevard. Au început lucrările de modernizare pe strada ce face legătura între Calea Cernețului și Bulevardul Tudor Vladimirescu. Acest proiect cuprinde întreaga zonă, inclusiv Parcul Gărzilor Patriotice. În acest loc nu s-a intervenit niciodată după Revoluție, iar acum, prin implicarea primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, se vor realiza investiții importante. Vorbim de fosta fabrică de lapte, fosta fabrică de pâine, suntem în zonă, investim în căile de acces și către aceste instituții, că le putem spune așa, dar ieșim cu această stradă din Calea Cernețului în Bulevardul Tudor Vladimirescu, preluăm o parte din traficul ce vine dinspre Craiova și merge către Cerneț pe partea aceasta. Important este că reabilităm această stradă ce n-a fost, sau intrare, dar de fapt este o stradă destul de lungă, n-a fost reabilitată niciodată după Revoluție. Modernizarea acestei zone este un pas important pentru a atrage noi investitori care pot pune din nou pe picioare fostele fabrici. De asemenea, acest proiect cuprinde și reabilitarea parțială a Parcului Gărzilor Patriotice. Sperăm că cineva în viitor va reuși să repornească aceste două fabrici, două unități etalon pentru industria ușoară mehedințeană. Noi, primăria, am venit și pregătim terenul ca ele să fie funcționale. Este o investiție de aproximativ 11 milioane, cuprinde și Calea Cernețului, dar și o parte din Parcul Gărzilor Patriotice, cum era odată, o parte din el, pentru că pe fonduri europene atât am avut bani. În continuare ne vom ocupa ori din fonduri europene, ori din banii primăriei, din buget local, să terminăm tot acest parc, parcul de la intrare în oraș pe dreapta. E o zonă care era odată la fel, un fel de junglă, în acest moment iese încet, încet la lumină pe fonduri europene. Primarul Marius Creciu a acordat o atenție sporită tuturor zonelor din municipiul Drobeta Turnu Severin, iar atragerea de fonduri europene a fost una din principalele obiective din mandatul său, prin care a încercat să dezvolte orașul.